Vă salut, dragii mei prieteni! Bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante! Un canal pentru persoane după 35 de ani, care nu vrem să îmbătrânim. Vrem să înaintăm în vârstă, frumos și elegant. Dar natura are grijă de noi și Dumnezeu ne-a creat armonioși și totuși în armonie merge și decurge procesul de îmbătrânire. Trei organe care sunt supuse oxidării, ruginei, îmbătrânirii: creierul, ochii și pancreasul. Trei părți ale corpului care se văd că îmbătrânesc. La fel zona sub ochi, gâtul și mâinile. Și cineva m-a rugat să public un filmuleț despre îngrijirea mâinilor. Eu vă atașez link-urile la toate filmulețele cu îngrijirea mâinilor, dar astăzi vreau să trag atenția la pigmentația de pe mâini, pigmentația senilă, pigmentația care apare cu vârsta. La noi așa este soare, foarte frumos, soarele ne iubește, soarele ne sărută cu razele lui, dar ne lasă și pete pigmentare. În afară de soare, în afară de procesele de îmbătrânire, desigur că noi trebuie să avem grijă de mânuțele noastre și de starea interioară, de zona inferioară, căci tot acționează la apariția pigmentației pe mâini, la starea ficatului, la procesul de metabolizare pigmentară. Și vreau să vă menționez că desigur că trebuie ceva să facem și interior și exterior. Mai ales pentru doamnele care sunt preocupate de această pigmentare, căci nu e nici estetic, nici sănătos, pielea se usucă, pielea se descvamează, se evidențiază vasele sanguine, capilarele și ne dorim ca pielea să fie albă, să fie curată, să fie sănătoasă. Vă propun un scrub foarte ușor, care puteți să-l faceți la 4-5 zile, timp de o lună de zile, pentru a vă elibera de aceste piete, pentru a vă înălbi aceste piete, pentru a le diminua. Căci să dispară cu totul pietele senile sau pietele care vin cu trecerea anilor, nu e chiar atât de ușor. Este o muncă, o muncă, o muncă. Vă las să vă motivez să faceți acest scrub ușor, util, pentru înălbirea mâinilor. Eu vă aștept să-mi scrieți în comentarii ce metode mai cunoașteți, ce faceți voi pentru înălbirea mâinilor. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Cu drag de voi, Veronica Sandu. La revedere! Căci mâinile cu vârsta se pigmentează ca florile, ca și ca frunzele de toamnă, se usucă. Pentru mâini, pentru a înlătura aceste pete, pentru a preveni aceste pete, căci cu vârsta ele, vrem noi nu vrem, dar apar. La început o să luăm o bucățică de lămâie. Iată, luăm o bucățică de lămâie, o să masăm bine, bine. Voi încerca la mâna aceasta să aplic. Puteți cu sucul de lămâie, puteți cu sucul de lămâie să... Și bine, bine, bine masăm încheieturile, masăm degetele. Iată, l-am scăpat. Masăm bine, bine. Undeva 2-3 minute. Fiindcă sucul de lămâie înalbește foarte, foarte bine. Iată așa, am masat. Bine, bine, vedeți că s-a înroșit. O să încerc doar la o mână să fac aceasta. După, între timp, cât se usucă, lăsăm să se usuce, voi lua o linguriță de bicarbonat de sodiu. Iată așa, o linguriță de ceai. Pugă undeva o linguriță, o lingură mare de loțiune pentru mâini. Puteți adăuga săpun lichid, un gel de duș. Iată, o să adăug aici. Așa, 5 pompițe. Amestecăm bine, bine, bine.
Și cu masa aceasta vom masa mâinile. Bicarbonatul de sodiu foarte bine descamează epidermisul și petele brune. Le înălbește, le descamează, le înlătură. Și apoi luăm cu mânuța și bine, bine masăm. O să las și pentru mâna dreaptă să-mi ajungă. Masăm bine, bine, bine. Timp de până la 5 minute, 2-3 minute, în dependență de grosimea epidermisului, desigur că se masează. Se simte așa o prostețime, o înțepătură, înțeapă un pic, deci acționează. Și după o să vă arăt ce o să primească la mine. Iată ambele mâini, iată, se vede un pic diferența, poate nu chiar așa de, dar totuși mâna aceasta este mai albă decât dreapta. Așa că merită să avem grijă de mânuțele noastre, la orice vârstă. Eu vă și sfaturile mele să vă fie utile. La revedere!